ăștia pare. Piața Unirii, Bulevardul Cantemir din București. Și că aici undeva e ambasada Israelului. Niște oameni au venit pașnic cu lumânări să comemoreze victimele din Gaza. Și nu știu de ce organele de drept din România afișează nu doar arme de foc, dar chiar și pistoale automate. Nu știu ce fel de armă e aceea, dar e absolut inadecvată pentru o acțiune pașnică. Am onoarea să vă salut, domnul major Bărbulescu, din cadrul direcției de jandarmi. Nu vreau să dau mâna cu jandarmi. Okay, am înțeles. Bun. Avem o rugăminte la dumneavoastră. Având în vedere că aici este un obiectiv care este păzit de către SRI, este un obiectiv important. După cum știți, pe ușa intrării este interzisă filmarea și fotografierea acestui obiectiv. Am rugămintea să vă limitați, deci dacă se poate, dar decât suntem, la ceea ce se întâmplă. Dar suntem în Piața Unirii. Da, suntem într-un spațiu public, da. Eu v-am spus. Care e obiectiv? E un bloc de locuit. Da, este un bloc. Haideți să vedeți. Dar nu vreau să văd ce păziți dumneavoastră. Ar trebui să nu-mi limitați un drept fundamental. Dar eu nu v-am limitat niciun drept. Mi-a zis să nu filmeze cât în direcția asta. Dar în direcția aia de ce nu? Am rugămintea la dumneavoastră să vă limitați la ceea ce se întâmplă aici. Care e temeiul legal? Care se întâmplă aici? Care e temeiul legal? Știți foarte bine că sunt obiective, cum sunt obiectivele militare și alte obiective de interes strategic care nu se pot filma. Adică puteți să le filmați, dar le stocați pentru dumneavoastră. Nu trebuie expuse în public. Povești, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, da. Ok, nu este. Ok, dacă nu sunteți de acord cu mine... Ne întâlnim în instanță. Vreau să prezentați una de identitate. Vă rog să vă prezentați, să-mi spuneți care e temeiul să mă legitimați. Capitale, vă rog să-mi arătați legitimația. Aveți obligația să vă legitimați. Vă rog să-mi prezentați o legitimație. Vă rog să-mi prezentați legitimația și care e temeiul de legitimare. Da, am rugăminte la dumneavoastră. Haideți să ne liniștim. Am rugăminte la dumneavoastră să nu-i filmați. Conform legii 60 la orice activitate de protest la care faceați comemorativă sau de orice natură, aveți obligația să vă legitimați, da? Vă rog să-mi prezentați un act de identitate. Orice ăsta e temeiul că particip la protest. Se sancționează, da? Butonierul major Bărbulescu încă o dată discută cu dumneavoastră. Orice adunare care se desfășoară în spațiu public este supusă unor reguli. Nu contează că este comemorativ, că este de protest. Deci ăsta e temeiul pentru care sunt legitimat? Stimate domnule, că particip la o acțiune? Mă lăsați. Eu așteptam un temei legal, deci, nu unul inventat. În legea despre întruniri nu scrie că trebuie să ne legitimăm. Care lege? Despre ce lege? Legea despre întruniri, 60 din 91, nu? Așa, legea 60/1991. Nu scrie acolo că trebuie să ne legitimăm. Nimeni. A citit legea măcar? Am citit-o de mai multe ori, da. Mă judec cu statul român, cu jandarmi, am câștigat un proces în instanță. Vă legitimați sau nu? Întâi să-mi explicați care e temeiul legal. Ok, haideți să ne liniștim. Eu v-am gândit și argumente. V-am rugat frumos să nu mai filmați. Haideți cu mine să vedeți că este într-adevăr... Dar nu am nevoie. Este interzis. Este ca și un obiectiv militar. Deci sunt interzise filmările și fotografiile. Da, dar eu nu m-am dus acolo. Eu filmez aici, în intersecție. Dar ați filmat în direcția aceea. Da, pentru că am văzut oameni înarmați. Suntem înarmați și este normal, suntem pe stradă. Nu cred că e normal. La o acțiune pașnică, să veniți în armată. Ați citit articolul 29 din legea 550, legea jandarmeriei? Am rugămintea la dumneavoastră să o citiți. Dacă nu, vă spun eu. Bine, dar deci, nu sunt jandarm și nu mă interesează. Ok, m-ați întrebat de ce sunt în armat, eu v-am răspuns, da? Articolul 29 din legea 550. Dar eu sunt armat cu o cameră. Un instrument pașnic de informare. Apărat de Constituție și de Convenție. Ok, este ok. Acest lucru nu m-am spus că v-am îngrădit eu. Mi-a zis că să nu filmez încolo, să nu filmez oameni înarmați. Da, este singura mea, deci v-am și invitat să mergeți cu mine să vedeți. Dacă mă duc, filmez. Deci nu este necesar să atunci, dar nu mă duc, rămân aici. Rămân aici unde am voie să filmez. Vă rog frumos să vă limitați la să filmați ceea ce se întâmplă aici, da? Bine, bine. Este ok? Mă înțeles. Bine, vă rog să-mi arată un credit. Da, vă rog să-mi prezentați un identitate. Dacă nu-mi explicați care e temeiul legal, nu vi-l arăt. Nu și-a arătat legitimația. O să-i explice acum că devine vedetă, dacă insistă. Da. Deci cine e Gaza, cine a murit, că iată întreabă lumea pe stradă. Da. Deci astăzi, 30 martie, este ziua Pământului Palestinian. Zi în care acum un an în Gaza au început
protestele din cadrul Marelui Marș al Întoarcerii. Un marș popular, non-violent, pașnic, prin care cei 2 milioane de palestinieni care sunt izolați, aflați sub blocada și asediul Israelului în Gaza de 12 ani de zile, cer ridicarea acestei blocade ilegale și de asemenea cer respectarea dreptului la întoarcere la casele de unde au fost alungați în 1948 la crearea statului Israel. Bine, conform, dar dumneavoastră nu ați făcut azi un protest, ziceți că e comemorare. Conform rezoluțiilor ONU. Deci tot ce v-am spus sunt și rezoluții ONU. Deci ONU a cerut Israelului și întoarcerea refugiaților palestinieni la casele lor și ridicarea blocadei ilegale. Însă Israelul, cum poate știți sau nu știți, are impunitate din partea Statelor Unite și practic se comportă discreționar, pentru că Statele Unite le asigură în cadrul ONU, le asigură prin dreptul de veto pe care îl au, le asigură acest comportament în disprețul legii internaționale. Păi cum a fost posibilă rezoluția ONU cu dreptul de veto al Statelor Unite? Sunt alte state care... Deci rezoluțiile se iau într-un for, dar aplicarea lor se pot boicota sau, mă rog, opri prin acest drept de veto. Aici, practic, nu este un protest, nu este o manifestare, este pur și simplu o comemorare a celor peste 250 de palestinieni uciși în ultimul an în cadrul acestor proteste care au avut loc în ultimul an în Gaza, au avut loc în fiecare zi de vineri. Lunetiștii izraelieni aflați la linia de demarcație dintre Israel și Gaza, practic, au ucis cu sânge rece peste 250 de persoane, foarte mulți dintre ei copii, medici, paramedici și jurnaliști. Cu lunetiștii la protest apare abominabil, pare ca Revoluția din 89 în București. Sau poate... Cum nu documentează nimeni chestia asta? Cum nu denunță public, internațional? Aceste lucruri sunt documentate foarte bine de ONU. Chiar săptămâna care s-a încheiat a avut loc ONU a emis un raport, da? Deci a trimis o comisie care a emis un raport și în raport se scrie negru pe alb că aceste 250 de morți în Gaza, morți cauzate de lunetiștii izraelieni, pot constitui crime de război și crime împotriva umanității. Însă pentru aceasta este nevoie de un demers la Curtea Penală Internațională, dar imediat după anunțul făcut de ONU în legătură cu la prezentarea acestui raport, Statele Unite au anunțat că orice procuror care va ancheta oficiali izraelieni pentru crime de război și crime împotriva umanității nu va primi viză de SUA. La fel, de asemenea, au anunțat ei că și, respectiv, și orice procuror internațional care va ancheta posibile crime de război sau de alt gen comise de forțele de sub conducerea americană din Afganistan. Deci, practic, asta n-ar fi o pedeapsă foarte mare pentru un procuror hotărât. Pentru un procuror hotărât, n-ar fi o pedeapsă foarte mare, să dar nu primească viză în Israel. Însă practic ei blochează în acest fel demersurile necesare în acest sens.
Și de ce ați ales locul ăsta? E Piața Unirii, pe malul Dâmboviței? Piața Unirii, însă în același timp, în această clădire, undeva la un etaj, nu știm unde, ne interesează în mod special, este ambasada Israelului. Aha. Și am ținut neapărat să facem această comemorare aici, ca să realizeze că lumea este cu ochii pe ei. Deci așa cum se spune acum, e la modă, vă vedem. Și a ieșit cineva din oficiali să comunice, da, am văzut? Nu, nu a ieșit, nici noi nu am contactat ambasada Israelului, pur și știm că ei ne monitorizează și vrem să le fie foarte clar că vedem ce se întâmplă și susținem orice demers atunci când va fi posibil, și va fi posibil, pentru că și naziștii au crezut că vor scăpa nepedepsiți și poate și bolșevicii sau nu știu cine au mai comis crime de război și crime împotriva umanității, toți au crezut că vor scăpa, dar până la urmă tot au ajuns să fie judecați la tribunal. Asta vrem să le transmitem și lor, să nu creadă că vor rămâne nepedepsiți cei care au instituit acest regim de apartheid și dictatorial în Israel. Practic ei țin captivii proprii cetățeni, pentru că cetățenii acolo, fie bărbați, fie femei, sunt obligați să facă armată, sunt trimiși în teritoriile palestinene ocupate, ucidă palestinieni, să facă raiduri noaptea, să aresteze, să tortureze și așa mai departe. Deci să nu creadă, să nu-și închipie acești domni că crimele lor vor rămâne nepedepsite. Cine participă la acțiune? Practic suntem toți români, cu excepția unei singure persoane care este jumătate româncă, jumătate palestiniană. Uh-huh. Văd măsuri sporite de securitate. E pentru că e ambasadă sau pentru că e protestul dumneavoastră? L-au considerat pericol terorist? Nu sunt măsuri sporite. Cred că SRI-ul are aici o ghiretă în permanență, iar domnii de la jandarmerie probabil că au auzit de acest eveniment și au venit să asigure că totul va decurge normal. Păi au auzit pentru că i-ați notificat dumneavoastră, nu e oficial notificat? Pentru că conform legii 60, conform articolul 3 din legea 60, comemorările nu sunt manifestări care trebuie anunțate în prealabil. Am înțeles, mulțumesc. Cum să noi vă prezentăm? Cristian Popescu, de la Solidaritate funcție? România-Palestina. E o asociație sau un grup încă pe internet? Încă nu sunt constituiți ca asociație, urmează în curând. Am tatunat terenul ca să vedem pe ce oameni ne bazăm, oameni serioși, ca să putem demara și pe cale juridică lucrurile acestea. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult.